Românii au opțiuni electorale în funcție de vârstă, venituri și educație. Așa se face că cele două partide considerate de dreapta, PDL și PNL, au un tip de alegător aproape identic. De exemplu, PDL este votat de cei care au vârsta cuprinsă între 30 și 44 de ani, au terminat liceul, locuiesc în zona urbană și au venituri medii. PSD și PNL formează o alianță, dar alegătorii celor două partide sunt radical diferiți. Pentru social optează românii care au peste 60 de ani, au terminat liceul, locuiesc în zona rurală și au venituri scăzute. Tipul de alegător liberal este apropiat de cel al democrat liberalilor. Cei mai mulți dintre ei au între 30 și 44 de ani, studii superioare, locuiesc în marile orașe și au venituri consistente. Și Partidul Poporului condus de Dan Diaconescu și are tipul său de electorat în funcție de vârstă și de venituri. Tipul de alegător PPDD se înscrie în următoarele coordonate. Are peste 60 de ani, a terminat 8 clase sau școala profesională. De altfel, și partidele sunt conștiente de tipul de electorat pe care îl atrag și, în general, își adaptează discursurile la dorințele și interesele acestuia.